Centrul Cultural Pitești a organizat vernisajul unei expoziții de costume populare aparținând interpretei de folclor Daniela Bărbuceanu. Originară din comuna Mălureni, protagonista manifestării este de profesie economist și lucrează ca inspector de asigurări. Pasiunea pentru folclor o are din copilărie, iar în anul 2005 și-a lansat primul album sub genericul Lume dragă, stai și ascultă. De câțiva ani, Daniela Bărbuceanu a devenit și o pasionată colecționară de costume populare din zona Munteniei și a Olteniei. La invitația Centrului Cultural Pitești, artista expune pentru publicul interesat în jur de 40 de costume tradiționale, unele cu o vechime considerabilă. Particip cu plăcere și o să invit la această expoziție care a fost realizată prin bunăvoința doamnei Bărbuceanu. Costumele populare, alături de celelalte creații populare ale noastre și obiceiuri, au fost păstrate de-a lungul timpului, indiferent de vremuri, într-o ladă de zestre. Lada de zestre înseamnă tradiția poporului nostru. Iar tradiția poporului nostru, poporului și în general, dar al nostru în special, înseamnă identitatea poporului. Noi așa ne putem deosebi de restul lumii. Această tradiție atrage după ea puterea de a păstra, de a conserva, de a arăta și de a valorifica, iată, aceste bunuri ale noastre și să cultivăm și pentru copiii noștri și pentru generațiile viitoare, așa cum a făcut și strămoșii noștri. Doamna Bărbuceanu și-a scos din lada dânsei de zestre aceste minunate costume populare, care în afară de faptul că sunt frumoase, sunt originale, dar sunt și pline de prospețime. Îi mulțumim dânsei, mulțumim Centrului Cultural pentru această expoziție. Am venit cu mare bucurie și interes, mai ales că noi avem mai multe secții de folclor. Am înființat secție pentru a păstra și a transmite tradițiile din satele, din frumoasele noastre plaiuri argeșene. Și chiar mi-aș dori ca în satul doamnei să înființăm o secție de cusuțe sut, costume populare, să mă ajute să discută cu autoritățile de acolo. Pentru că la o astfel de zestre trebuie să venim și noi cu puțin și anume, zic eu, puțin efort, dar mult avantaj pentru tinerețea noastră, pentru copiii noștri, și anume să învățăm, să cunoască primul costumele. Eu aș face în locul dânsei un muzeu în comuna Mălureni, aș face acolo un muzeu care să expune toate aceste costume și toți turiștii care trec prin zonă, obligatoriu să se oprească, să le admire, pentru că ele reprezintă frumusețea neamului românesc. Am călătorit mult prin Europa și vreau să vă am fost la multe festivaluri de folclor. Anual în Argeș se desfășoară Festivalul Carpați. Niciodată n-am văzut costume frumoase ca cele românești și în special cele din zona noastră a Moșului și Argeșului. Și cred că ar trebui arătate și nu ținute în lada asta, este părerea mea, ar trebui arătate tuturor copiilor. Și eu mă angajez să vin cu elevii de la Școala Populară de Artă și poate că ne aud mai mulți directori de școli, mai mulți consilieri educativi, așa cum se numesc acum pentru programe și proiecte, să vină cu copiii să vadă aceste costume populare, această tradiție a Argeșului. Pentru că această zestra noastră merită văzută. Și dacă dumneavoastră veți reuși ca în comuna dumneavoastră să faceți o secție de costume populare, cred că veți rămâne în istoria Argeșului, neapărat a comunei, pentru că un pic mai avem și meșterii care mai există se vor duce la ceruri și nu știu cine o să ne mai învețe să mai coasă. Într-adevăr, vom face expoziții cu ele, dar doar expozițiile nu sunt suficiente. Trebuie neapărat să ne menținem tradiția și să învățăm să le lucrăm, să nu uităm să le lucrăm. Vă mulțumesc că ați dat curs invitație de a fi alături de Centrul Cultural, care, iată și de această dată, face dovada că este alături de tot ceea ce înseamnă tradiție, folclor, costum, activități populare, cântec popular. De cele mai multe ori sunt convins dumneavoastră, i-ați obișnuit să vedeți la Centrul Cultural artiști cântând pe scenă. Iată că astăzi, pe lângă cântecul popular, Daniela Bărbuceanu ne aduce și această bogăție de costume. Vreau să vă mărturisesc cu mâna pe inimă că sunt foarte vechi, sunt autentice și nu sunt chiciuri. Foarte puțin, două, trei costume sunt de la interferența cu Oltenia. În rest, sunt costume autentice de Muntenia. O felicit pentru acest lucru. Aș vrea să spun că aceste costume sunt reprezentative
unei arii cuprinse în limitele vechilor județe, Argeș și Mușceni. Și acolo se remarcau trei mari zone etnografice, așa cum vorbeam și cu organizatorii acestei expoziții mai înainte, respectiv Argeșul, Mușcelul și Topolovul. Totodată, ele sunt emblematice pentru stilistica, pentru tipologia, pentru specificitatea artei românești în general. Pentru că românul totdeauna a îmbinat partea pragmatică și cu cea artistică. Trebuie să recunosc că în momentul în care am intrat aici, în încăpere, mi-a venit în minte involuntar îndemnul de la Muzeul Țăranului Român, îndrăznit cu această ușă, începe timpul. Și m-am întors și eu puțin în timp, pentru că am crescut și la țară și avea și bunica mea o ladă de zestre cu câteva costume create chiar de ea. Și mă gândeam că alături de aceste bunuri materiale lăsate de către înaintași, descoper dincolo de ele sufletul imaterialului. De fapt, așa cum spuneam mai devreme colegii, fiecare costum are o poveste, dar eu mă gândeam neapărat la povestea doamnei, pe care o felicit foarte mult pentru ceea ce a realizat, ci la povestea creatorului. Încercam să văd un suflet al lui, al înaintașului, spuneam, și gândeam așa că avem gustul pentru frumos, avem migala, răbdarea, de asemenea, cromatica care mă duce un gând la optimism, la bucuria de a trăi, de a vedea un viitor mai bun, pentru că aceste costume erau purtate în primul rând în ziua de sărbătoare, la petreceri, ceea ce înseamnă în ultima instanță credința pe care o aveau creatorilor. Și atunci mă gândesc iarăși că dacă doamna a reușit să colecționeze aceste costume minunate, înseamnă că are ceva dumneavoastră din tot ceea ce au avut creatorii acestor costume și ar fi bine dacă fiecare dintre noi am reușit să plecăm măcar puțin purificați de aici, cu gândul la mai bine, la mai bun și reușim poate să realizăm o identificare națională, pentru că aceste costume sunt reprezentative pentru națiunea noastră, pentru poporul român și mai cu seamă pentru zona noastră, Areadul Argeș și Mușcel. Așa cum au spus antevorbitorii mei, marcarea unui asemenea eveniment trebuie să fie fidelă surselor sale. Eu cred că acești oameni folcloriști, în general, artiști muzicali, plastici, eu mă gândesc și la identitatea familială a fiecăruia. Făcum și eu în familie, am avut o bunică venită din Polonia, în România, care s-a îndrăgostit realmente de România toată viața ei și a preluat din filonul românismului ceva atât de interesant cât și astăzi mă gândesc și mă frământ cum să găsesc adevărul care mă face liber. Prin ce este deosebită? Prin faptul că sunt aici, am numărat cam 39 de costume, numai... 40 pe urmă. Felicitări pe urmă astea, care e cel mai deosebit. Faptul că o singură persoană poate să aibă atâtea costume, să fie strâns din zona dânsă și din vot, atâtea frumusețe de costume. Mie îmi redau aceste costume ideea că poporul nostru are o creativitate extraordinară. Nu există același model să fie indiferent de unde am luat, numai acesta, cred că sunt sute, mii de costume în toată țara și mai ales și în zona noastră, atât de frumoase. Și cum spunea cineva, culorile deschise, culorile vii, erau tinereța, dragostea de viață, dragostea de natură, dragostea de flori, de soare. Culorile un pic mai închise redau maturitatea, migala. E extraordinar cum ne amintim cum înainte femeile la țară se adunau, cântau și brodau și țeseau aceste frumoase costume populare. Știm că și costumele, ca și cântecele, ca și dansul, fac parte din tradiția populară, din folclor, iar folclorul este o parte, partea de bază a culturii unui popor. Asta ne vom deosebi și
nu suntem noi singuri care să ne autoapreciem. Ne-au apreciat mulți cei din afara țării noastre și e o încântare cum îi vezi prin târguri și pe la expoziții, când sunt manifestări de genul ăsta, care își cumpără, străinii își cumpără costume populare, sau dacă nu pot costumele sine, își au păpuși cu costume populare. Și pentru ei e ceva cu totul și cu totul deosebit. Într-adevăr, este o frumusețe, redă frumusețea sufletului, bogăția sufletului și tot ce e mai frumos în cultura noastră populară. Mi-s dragi aceste lucruri, mă regăsesc în ele, poate că și faptul că am crescut într-o casă modestă a părinților mei, am cunoscut ce înseamnă o lagă de zestre. Chiar îmi pare rău că primul meu costum, bunica mea, a vrut să fie mormântată cu el, era un costum superb, nu o să-l uit toată viața mea, mi-a adus foarte multe premii, am acolo și niște diplome pe care eu le-am obținut, dar vedeți, copil fiind, poate că nu le-am dat atâta importanță, acum când am mai crescut și am mai îmbătrânit un pic, mi-am dat seama că totuși trebuia să păstrez fiecare părticică, fiecare moment pe care eu l-am parcurs în viața aceasta culturală, artistică. Oricum, ceea ce mi s-a întâmplat astăzi, nu știu, îi mulțumesc Bunului Dumnezeu că s-a întâmplat și sper și aș vrea să mă rog să-mi dea putere ca și cele pe care le mai am acasă, pentru că mai am vreo 20 acasă, dar pentru că nu sunt recondiționate, n-am putut să le expun, mi-a fost și foarte greu. Mă face să merg mai departe. Și Daniela Bărbuceanu și-a mai delectat publicul prezent la vernisaj și cu un superb recital de folclor. Codrule bătut de ploi și de turmele de oi măi, aici e-ți bătrânește lemnul, ia nu știi ceață, nu știi noi.